La mănăstirea Putna a avut loc astăzi deschiderea manifestărilor aniversare Sărbarea de la Putna 150, continuitatea unui ideal. Evenimentul este organizat sub patronajul Academiei Române și al Patriarhiei Române și este dedicat aniversării a 150 de ani de la prima sărbare a românilor de pretutindeni și de la primul congres al studenților români de pretutindeni, care au avut loc la Mănăstirea Putna în zilele de 15 și 16 august 1871. Evenimentul de astăzi a început în Biserica Mănăstirii Putna, cu o slujbă de pomenire pentru poetul Mihai Eminescu, oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. După ce au fost depuse coroane de flori la statuia marelui poet din incinta așezământului monahal, ierarhul, părintele arhimandrit Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna, și Nicolae Barbă, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, au vorbit despre responsabilitatea față de un ideal continuu, unitatea națională. Putna este locul unde se zămislesc și prind viață gânduri și fapte vrednice și deopotrivă, este locul unde acestea renasc, înfloresc și sunt transmise mai departe. Studenți români de la Viena și alții care li s-au adăugat au găsit aici, la Putna, nu doar motiv și imbold pentru sărbarea prima a românilor de pretutindeni și pentru primul congres al studențimii românești de pretutindeni, ci, poate mai important, au găsit aici susținere în duh și garanție a continuității idealului lor. Căci ce au fost cele petrecute în 1904, 1926, 57, 66, 2004, 2016, 2018, dacă nu lăstari ai unei semințe puse atunci la patru veacuri de la Sfințirea Putnei? Da, participanții la sărbare și oamenii de după ei au trecut, rând pe rând, la cele veșnice. Vremuri și regimuri politice s-au schimbat. Viziuni și ideologii străine au încercat să prindă rădăcini în pământ altădată reticent acestora. Dar Putna a rămas. Dragi tineri, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința. Omenia este premisa, temelia pe care ne putem clădi sfințenia. A fi om printre oameni, a fi om de omenie, a face cinste neamului tău, iată idealuri care au fost din veacuri așezate de părinții noștri în inimile copiilor, ale tinerilor, acestui neam binecuvântat de Dumnezeu. Și aceste idealuri rodind au clădit, suflare cu suflare, dor cu dor, ideal cu ideal, perenitatea acestui popor. Istoria noastră s-a născut din punerea acestor idealuri în lumina lui Dumnezeu. De aceea, existența noastră, avea să spună Părintele Dumitru Stăniloae în anul 1943, nu ne-a fost subistorică, ci supraistorică, realizând o istorie maximă pentru puterile noastre și în comparație cu toate neamurile ce ne înconjoară. Încearcă o deosebită emoție astăzi la deschiderea evenimentelor dedicate a 150 de ani de la sărbarea de la Putna. Evenimente care istoria, destinul face să fim parte, dar sunt evenimente la care trebuie să contribuim și față de care avem o mare obligație. În cuvântul plin de învățătură pe care l-am auzit, am înțeles ce a fost și aș vrea să cred că am înțeles mai ales ce avem de făcut. Am auzit întrebare de genul cine ar putea? Eu cred că este obligația noastră și cei care trebuie, și eu zic și cei care pot să o facă,
suntem noi. Suntem noi toți care Dumnezeu a dat să trăim în aceste vremuri și pe aceste locuri. Astăzi, 15 iunie 2021, Bucovina îmbracă din nou straia alese, țesute din culorile tricolorului, slobozite din cer, din lumina curcubeului, în locul supranumit Ierusalimul Ortodoxiei Românești. Astăzi, deopotrivă, prin înalți prelați și mireni, împlinim Scriptura neamului, prin continuitatea unui ideal al marii serbări de la Putna din 1871. În continuare, au fost premiați câștigătorii concursului de recitare a liricii eminesciene la Putna, ediția a 8-a. Cred că astăzi este un moment în care Ștefan cel Mare, mie și dumneavoastră, ne dă șansa să ne întâlnim, ne ocrotește și ne binecuvântează și ne ajută să conștientizăm că faptele noastre, ale fiecăruia dintre noi, sunt cele care construiesc România de astăzi și mai ales cea de mâine. Iar dacă ne uităm la România de ieri, la România poetului Mihai Eminescu, a lui Porumbescu, a lui Xenopol, a lui Slavici, avem o datorie și avem o datorie frumoasă pe care nu trebuie să o vedem ca pe o povară, ci ca pe o șansă de a construi pe mai departe împreună, într-o unitate a idealurilor și simțirilor noastre, astfel încât, peste 150 de ani, să fim poate și noi amintiți măcar ca o fărâmă, o fărâmă din ceea ce noi amintim pentru ei. A urmat recitalul grupului școlii gimnaziale Mitropolit Iacob Putneanul. Cei prezenți au participat și la vernisajul expoziției Serbarea de la Putna 150, continuitatea unui ideal, care a avut loc la Centrul Cultural Mitropolit Iacob Putneanul. În cadrul expoziției au fost prezentate obiecte și documente originale și fotografii de la serbările de la Putna, în special de la cea din 1871. Au fost executate lucrări de conservare la două epitafe din 1871, iar patru flamuri din 1871 și laurii metalice de la serbările din 1904 și 1926 au fost restaurați. Un moment deosebit a fost reprezentat și de recitalul de vioară și pian, susținut de Diana Păstru și Iohannes Raimund Onesciuc și de recitalul coralei Ciprian Porumbescu, dirijată de părintele Lucian Tablan.